curs invitație noastră de a participa la ședința ordinară a Consiliului Local. Avem o ordine de zi care cuprinde 9 proiecte de hotărâre. V-am să dau citire proiectelor de hotărâre, după care o rog pe doamna președintă ședință să supună spre aprobare ordinea de zi. Și apoi intrăm la prezentarea ordinii de zi. Proiectul de hotărâre numărul 95 privind rectificarea bugetului local al Comunei Corbasca, județul Bacău pentru anul 2021. Proiectul de hotărâre numărul 96 privind însușirea de către Consiliul Local al Comunei Corbasca a măsurilor stabilite de către Camera de Conturi județul Bacău prin decizia numărul 56 per 4 din 19.10.2021 privind la prelungirea termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin decizia numărul 56 în 30.07.2015. Proiectul numărul 97 privind însușirea de către Consiliul Local Corbasca a măsurilor stabilite de către Camera de Conturi județul Bacău prin decizia numărul 41/2 din 19.10.2021 cu privire la prelungirea termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin decizia 41 din 8.11.2018. Proiectul de hotărâre numărul 98 privind însușirea de către Consiliul Local Corbasca a măsurilor stabilite de către Camera de Conturi județul Bacău prin decizia 40 din 8.11.2021 cu privire la înlăturarea deficiențelor constatate în urma acțiunii de verificare audit financiar asupra conturilor anuale de execuție ale bugetului local pentru anul 2020 la UAT Corbasca. Proiectul de hotărâre numărul 99 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Comunei Corbasca, județul Bacău, în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității, CEAC-urile, în unitățile de învățământ preuniversitar din Comuna Corbasca, județul Bacău. Proiect de hotărâre numărul 100, uite că am ajuns la 100, privind aprobarea criteriilor cuantumului și a numărului de burse acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din Comuna Corbasca, în semestru 1 anului școlar 2021-2022. Proiect de hotărâre numărul 101 privind aprobarea execuției bugetare a bugetului local al Comunei Corbasca, județul Bacău pentru trimestrul al treilea 2021. Proiectul numărul 102 privind aprobarea regulamentului de anulare a accesorilor referente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020, inclusiv datorate bugetului local de către contribuabil de pe raza administrativ-teritorială a Comunei Corbasca, județul Bacău. Și proiectul numărul 103, privind aprobarea achiziționării de servicii consultanță și sau de asistență juridică, reprezentare juridică pentru Comuna Corbasca, județul Bacău. Prezentație, vă supuneți spre aprobare ordinea de zi. Supunem spre aprobare, sunteți de acord cu ordinea de zi? Da. Mulțumesc frumos. Mulțumesc frumos. Trecem la prezentarea proiectului de hotărâre. Raportul doamnei, nu-l văd aici, la rectificare. Este l-au străinat. Asta e un raport cu rectificarea și mai avem un raport cu execuția. Lăsați-l deoparte. La rectificare ați putut vedea și dumneavoastră prin parcurgerea documentelor despre ce este vorba din raportul doamnei contabile. Este o regularizare a conturilor. Acum la sfârșit de an mai sunt de lichidat plăți, de închis lucrări la școli cu amenajarea grupurilor sanitare, au mai venit niște bani de la minister, să vedem pe unde mai trebuie să plătiți. Mai avem de făcut o strategie națională anticorupție care face obiectul unor discuții ale organelor de control de câte ori vin pe aici și trebuie să o facem și pe aia. Și cam atât. Aici nu sunt multe lucruri de făcut, dar știți că nu poate circula niciun ban fără să fie rectificat bugetul. Prin urmare, a fost nevoie de un proiect de hotărâre pentru acest lucru. Nu e de substanță, așa încât nu știu dacă o să suscite discuții. Avem trei proiecte de hotărâre privind însușirea de Consiliul Local a măsurilor stabilite de Camera de Conturi. Știți că am avut în octombrie sau noiembrie, în octombrie, cred că... Da. Am avut plăcerea să fim vizitați de Camera de Conturi. Odată la trei ani dumnealor vin în teritoriu. În urma acestei vizite, sigur că au fost și constatări.
Și aici avem două proiecte de hotărâre privind prelungirea măsurilor stabilite în 2015, care vin de fapt din 2013. Și dacă v-ați uitat printre ele, majoritatea sunt lichidate. Au mai rămas la școli ceva de lucrat, în sensul în care sunt făcute toate demersurile, numai că mă uit aici, societatea Phoenix este la masa credală și școala Baceiu, de exemplu, e înscris acolo la masa credală, este în faliment sau dizolvare. Mai avem Logitech-ul este în executare, Gemagi în executare, toate lucrurile astea sunt. Urbis este hotărâre definitivă, nu știu ce au mai pomenit-o. Mai avem un Ilgo Mărășești a fost da, o să fie o dispoziție după asumare, după însușirea Consiliului Local, o să fie o dispoziție prin care o să constituim o comisie de conciliere, vor fi chemați iarăși cei care nu au terminat, știu eu, soluționarea acestor lucruri. Se va stabili în cadrul ședințelor comisiei ce măsuri sunt de aplicat și atunci vor să plătească ce Curtea de Conturi stabilește sau vom ajunge în instanță și cu dumneavoastră ca să închidem. La fel și în 2018 tot la școli au rămas cu Dia Center și cu avizul care trebuia obținut de la ISU pentru școli și dumnealui a împăcat lucrarea și a subcontractat-o. Curtea de Conturi a văzut că, de fapt, lucrarea costă doar 50.000 și el a luat vreo 50.000 și el. Suntem în instanță deja, școala a acționat în instanță. Sunt lucruri de clarificat, dar dumnealor nu le-au găsit închise și, prin urmare, a stabilit că trebuie să prelungească perioadele nou, dar termene foarte mari, ați văzut că spun luna a doua, mi se pare că e cel mai îndepărtat. 15 a doua, aici... 31 ianuarie. Da, și asta prima de 2015, 31 ianuarie, da, la sfârșitul lunii ianuarie. Deci avem de treabă, din punctul ăsta de vedere. Sunt lucruri care nu ne aparțin, dar trebuie să le soluționăm, că n-am mai aruncat cu pietre peste gard și le-am luat pe barba noastră și le ducem la capăt. N-avem ce să facem. Dacă ați fost curios să vedeți rezultatul auditului realizat de Camera de Conturi pe exercițiul bugetar pomenit aici în titlu 2020, ați putut vedea că sunt probleme la capitolul venituri, respectiv la încasarea datoriilor din comunitate, și contul datoriilor este destul de mare. Ați putut vedea și dumneavoastră cifre aici. Deja băieții de pe compartiment au demarat procedura de lucru și deja au ajuns la judecătorie la Podul Turcului, unde suntem arundați dosare pentru stabilirea măsurilor ce se impun. Mai sunt câteva lucruri la lucrările de investiție, în sensul în care, chiar dacă avem diriginte de șantier, au scăpat în situațiile de plată anumite lucruri care nu puteau fi identificate de noi ca nespecialiști. Și aș face referire aici la școala Corbasca. Au folosit o normă mai mare cu vreo 2 lei, cred că, față de norma normală de lucru pe care puteau să o aplice și trebuiau să o aplice. Curtea de Conturi a găsit și a făcut un calcul, omul este de acord să plătească, o să vină să plătească imediat cum să emite dispoziția pentru constituirea comisiei de cum îi spune, că uit, conciliere, da. La dispensar, în situație de lucrări, au găsit să bage și la WC-uri același lucru, au găsit să bage câte o toaletă ecologică la organizarea de șantier, de care nu a văzut-o nimeni și li se imput acum cu beneficiile nerealizate și cu dobânzi și penalități care se impun. La drumul de la Vâlcele au făcut dumnealor niște calcule care au avantajat și acum trebuie să dea bani înapoi și sigur o să ajungem în instanță cu dumnealor. Și suntem deja în instanță, că ne-au dat o judecată, ei vor bani și acum au de dat bani înapoi.
Vom vedea, poate instanța ține cont și de raportul realizat de Curtea de Conturi. Cam atâtea sunt lucrurile din... Nu sunt foarte, foarte multe mențiuni făcute de Camera de Conturi. Dumnealor nu pot să facă mențiuni pozitive. În schimb, cele care sunt de rezolvat sunt puține. Și dacă ați putut vedea din discuțiile pe care am avut la închiderea misiunii de audit, eu... Nu-i frumos că o fac pentru că sunt subiectiv. Am fost felicitat pentru modul în care se ține contabilitatea la Corbasca și pentru modul în care noi am găsit că trebuie făcut administrația publică la Corbasca, în sensul în care eu știu și nivelul investițiilor și tot ce se întâmplă aici, derularea lor, este unul care pe multă lume a lăsat masca. Acum sperăm ca, înscăunarea noului guvern să ne dea posibilitatea să mai semnăm și noi contracte de finanțare pe care le avem deja cale și așteaptă să fie semnate. Și noi astăzi știți că au trecut prin filtrul Consiliului Local, pentru că în ultimii doi ani am semnat decât iluminatul public, care e o sumă modică pentru, știu eu, Comuna Corbasca, ca o entitate mare la nivel administrativ. Și păcat că stăm cu lucrurile blocate și nu putem beneficia de investiții care să dezvolte și comunitatea de la Corbasca. Proiectul 99 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în comisiile astea de asigurare, evaluare și asigurare a calității la școli. Doamna Vrânceanu este propusă pentru Corbasca, Cișman este pentru Băcioi. Cu mențiunea că Băcioiu nu știu cum o să fie, începând cu anul 2022-2023, probabil că va fi structură la Corbasca. Așa am propus, își pierde calitatea de persoană juridică și va fi structura afiliată școlii gimnaziale Corbasca. N-am putut să ne împotrivim nici cum fenomenului de migrație a copiilor către vest. Eu am spus în fiecare an la deschidere, anul ăsta nici nu am mai fost invitat la Băcioi la deschidere și pentru mine a fost o clipă de, eu știu, reflexii vis-a-vis de ce s-a întâmplat acolo. Le-am spus în fiecare an să aibă grijă, că până la urmă este vorba de locurile de muncă ale profesorilor care lucrează acolo. Cred eu, părerea mea, și o fac publică de câte ori am ocazia și am făcut lucrul ăsta, că treaba învățătorului era să meargă și la copii la casă, și treaba învățătorului era să-l convingă pe părinte despre importanța procesului de educație și mai puțin latura financiară pe care o generează copilul prin înscriere într-un sistem de asistență socială în Germania sau în alte țări europene. Din păcate, lucrurile astea o să vadă peste câțiva ani de zile și nu foarte târziu. O să avem de face cu o generație, două de copii cu care nu o să poată lucra și asta îngreunează și munca administrativă implicit. Și educația. Bine, dacă vin și nu ai cu cine discuta, da. Proiectul de hotărâre numărul 100 privind aprobarea criteriilor cuantumului și bursele. Au venit școlile, au stabilit în Consiliul de Administrație. Noi, ca și Consiliul Local, conform legii, avem obligația să le aprobăm și le aprobăm cu cea mai mare plăcere. Da. Din păcate sunt mai multe burse sociale decât de merit. Ele. Da. Proiectul numărul 101 privind aprobarea execuției bugetare. Avem aici raportul de la contabilitate. Știți că ea trebuie prezentată periodic. Dacă ați putut realiza aici, cifrele sunt ca și realizări pe un trend nu. E bine, se lucrează și eu zic că le ținem în mână cât putem de... Da. Dacă am trecut de Curtea de Conturi, înseamnă că problemele nu sunt de... Chiar. Proiectul numărul 102 și 103 sunt noi nouțe și miroase cerneală din, de la distanță. Nu au fost supliment pe ordinea de zi. Nu au fost nici de pe dispoziție. Am intrat acum ca și necesitate, amândouă clar, fără discuție, cel prin care aprobăm sau, eu știu, urmează să aprobăm regulamentul ăsta de anulare a accesorilor, accesorii însemnând dobânzi la debite.
legiuitorul a venit cu, și asta este de multă vreme, și noi nu am uzat de acest paragraf legislativ. Sunt oameni care au, știu eu, înregistrat la noi debite mari și vechi, și legea le dă voie să scape, prin achitare integrală a debitului, să scape de accesorii, de datoriile generate de dobândi și penalități. Da. Și era nevoie de aprobarea acestui regulament ca cei care au probleme să poată să vină să achite. E o măsură de stimulare, practic, a încasărilor la buget, imediat după ce trece de avizul de legalitate, da? Ajunge la prefectură și imediat și aia e devine executat. Durează o săptămână. Ce anume? Pentru debitori. Debitele din urmă, la asta face revedere. Terminul este până la 31 decembrie. Da, da, da. Și rămâne ca începând cu anul următor. Inclusiv asta de anul ăsta, da. Începând cu anul următor, vom lua o altă hotărâre. Trebuie de prelungire. Trebuie reînnoită. A termenului de susținere. Și ultimul proiect de hotărâre privind achiziționarea de servicii consultanță și asistență sau reprezentare juridică. Am dus domnului avocat documentația de la Căminul Cultural, care este de vreo 1000 de pagini. Și dumnealui a trimis o ofertă în acest sens pentru reprezentarea în instanță în proces cu Trio Group, care a făcut ce ați văzut din Căminul Cultural. E, consider eu, dreptul OAT Corbasca să solicite daune interese, având în vedere impactul economic pe care l-a produs această fugă de la locul faptei a celor incriminați. Au făcut 3%, mai bine nu făceau, că rămâneam cu căminul întreg și măcar mai făceam ceva pe acolo. În sfârșit, o să ajungem în instanță, să vedem ce hotărăște instanța. E un mod de practică pe care eu n-aș vrea să-l mai întâlnesc în România, și societăți din astea migratoare care vin doar să iau o lucrare și să o înceapă și să fugă, n-ar trebui să mai încurce piața asta investițională care funcționează cum funcționează. E bine, ar trebui să plătească și tot de rămas. Absolut, o să plătească și diferența dintre bugetul actualizat și cel care a fost la nivelul contractului. Cheltuieli. Asta e, pe cheltuielile alea sunt și bun, cheltuieli judecată, numai avocatul. Partea de la paharului, o demolat pe gratis. E adevărat. Nu, au luat, au încasat bani, au încasat, dar au luat situație de plată. Au încasat. Noi am plătit tot ce au făcut, nu e nicio problemă. Asta este ordinea de zi detaliată oarecum. Dumneavoastră, dacă aveți probleme de clarificat, vă rog să treceți la întrebări. Doamna face înscriere și noi la cuvânt. Suntem disponibili. Așteptăm înscrieri. Suntem disponibili. Eu aș avea o... Vă rugăm. Azi, domnul Ilimiar. La asta cu reprezentanții, nu am nimic, am potrivă. Da. Dar se creează un paradox, adică se verifică ei singuri? Păi nu, comisia e formată din cadre didactice și din cadrul Consiliului Local trebuie să fie o reprezentant. Acum dacă credeți că cineva nu, poate pricepe fenomenul educațional mai bine decât un cadru care lucrează în școală. Am zis, am specificat la început, că nu e cam potrivă, numai să nu vi respingă. Cine să cine se respingă? Ar trebui să respingă comisia în totalitatea ei, pentru că... Da, la proiectul de hotărâre au fost, dacă ați observat, în baza unor adrese de la școlile gimnaziale Băciunești Corbasca, am inițiat proiectul de hotărâre pentru numirea reprezentanților Consiliului Local în aceste comisii. Asta eu înțeles, dacă am înțeles ce am zis eu. Nu, am înțeles problema. Deci reprezentanții ăștia... Este o comisie de evaluare. Bun, reprezentanții pe care noi astăzi... Pe care noi astăzi îi delegăm pentru a face parte din aceste comisii, sunt membri ai Consiliului Local în primul rând, și în al doilea rând sunt oameni care înțeleg limbajul folosit în cadrul unei ședințe de comisie, care este unul tehnic, și care trebuie priceput, pentru că degeaba îl trimit pe domnul Pușcașul lucrat și numai lui învățământ, dar cu 30 de ani și nu știu dacă mai... Am zis că nu am nimic împotrivă, numai... Doamne ajută, am înțeles, dar chestiunea este că folosim, eu știu, ocazia cu care dumneavoastră sunt și cadre didactice calificate și merg la ședință pentru a hotărâ numele Consiliului Local în consecință, adică cu autoritatea care
este conferită și de pregătirea profesională și calitatea de membru în Consiliul Local. Altfel puteam să punem pe oricine. Nu, da, nu poți trimite un om doar ca să fie într-o comisie și zic eu că rolul lui de a ajunge și de a vota ceva acolo este unul care să ajute și nu să încurce. Bine. Ce, nu se mai scrie ce nu dorește? Domnul Mihai. Eu vreau să vă... În sens, sunt de acord cu proiectele pe care dumneavoastră le-ați propus. Procedura asta nu prea o înțeleg eu un pic. Cum să facem ca să citim și noi sau să fim cât de cât la zi? Dumneavoastră veniți aici, ne prezentați. La final, doriți să discutați cu noi și de fiecare dată când dumneavoastră vreți să discutați, nu prea aveți cu cine. Asta am observat eu. Corect. Care ar fi procedura? Ca și noi să ne implicăm în conversația cu dumneavoastră. Legat strict de proiecte. Nu să venim toți sau așa, eu vorbesc din punctul meu de vedere, nu m-am simțit câteodată prea pregătit, că nici nu am avut de unde să citesc, nici nu am avut de unde să mă documentez și vreau să înțeleg care e procedura asta. Cum ar trebui să procedăm ca să interacționăm la final cu dumneavoastră? Bun. Ședința de Consiliu Local este precedată de ședința de comisii. Da. Care ședința are menirea de a da posibilitatea consilierilor să se eu știu, edifice vis-a-vis de un proiect de hotărâre, în urma edificării dumnealui îl avizează sau respinge. Bun. Pentru că acolo scrie numărul de voturi, este nu știu câți membri are o comisie. Deci în timpul ședinței de comisie, pe parcursul ei, nu știu cât durează, o oră, poate să dureze și două zile, că nu te ridică nimeni să te apleci asupra unui proiect de hotărâre pe care trebuie să-l studiezi și să-l înțelegi. Corect. În altă ordine de idei, dacă eu știu, știi că la noi volumul de lucru e dinamic și lucrurile vin așa în sarabandă, ar trebui de la data dispoziției trimise documentele. Asta eu... vreau să vă întreb, dacă există vreo chestie așa, să le primim cu azi dinainte. Sunt soluții, să vedem din punct de vedere tehnic cum reușim să facem să trimitem pe mail dosarele de ședință. Știți că e disputată în cadrul acordului. Proiectele de hotărâre să ajungă pe mail-ul fiecăruia. Mai sunt pași de făcut și aici nu pot să vă promit că luna viitoare să fie altfel decât acum. În principiu, ședința de comisie este cea care vă stă la îndemână să puteți să reflectați asupra ce urmează să votați. Mai mult decât atât, eu știu, na, cu o săptămână de ședință să știe ce proiecte avem de hotărâre. Dacă doriți, telefonul meu este deschis și noaptea și ziua și dimineața și seara, sau o vizită la primărie. Poate face câteodată plăcere, putem da și un ceai și o cafea și o apă caldă și rece și discutăm despre lucrurile pe care vreți să le aflați. Eu mă bucur că există implicare și există tendința asta de a afla și intenția de a fi informați și vă aștept la discuții cu cea mai mare plăcere. Pentru că de ce vă întrebi pe fiecare? Sunt săteni, cum săteni și așa, care urmăresc live și noastre. Așa. De exemplu, la ședința trecută, am fost abordat de un domn, domnule, dar ce faci? Numai primarul ține ședința acolo la voi, numai voi chiar nu interacționați, nu comunicați, nu nimic, chiar numai el. Păi, bun, acum, asta e ideea. Ce sunt, domnul? Primarul vine în Consiliul Local cu proiectul de hotărâre pe care le propune spre aprobare. În condițiile în care nu sunt obiecții, ce pot să spun? Acum, vii și spui că îți convine sau nu îți convine, motivat de un lucru sau de altul. Păi nu am avut nimic, dar am discutat în ședința de comisii, proiectul a fost avizat. Prin urmare, ce trebuie să mă apuc de fac polologie sau ce să fac? Fiecare are dreptul să vorbească sau să... La orice spui trebuie să vii cu argumentații de obicei și atunci noi le coacem aici, le muncim, că nu vin așa pur și simplu, știi? Vin că asta e dinamica de lucru și fiecare document are argumentația cu alt document în spate. Și atunci nu știu dacă... Cetățenii sunt curioși, în fire, nici mie nu-mi convine să vorbesc mult, că eu mai greu fac treabă decât să mă opresc să stau de vorbă, dar asta e situația, trebuie să mă și vorbim. Eu trebuie să-i explic, noastră cereți explicații în condițiile în care e nevoie de explicații. Dacă nu e nevoie, atunci de ce să ne-am putea să stăm după ședință, v-am zis. Aș vrea eu să vă fac o precizare cu privire la activitatea comisiilor Consiliul Local înainte de a se uita pe ordinea de zi. Am rugat că odată cu aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local, cele trei comisii care sunt stabilite la nivelul Consiliului Local Corbasca, prin președinție, secretare și membri
care compun aceste comisii pot studia înainte de a se intra și a se supune spre ordinea de zi, pot aduce îmbunătățirea proiectelor de hotărâre, pot aviza sau pot respinge un proiect de hotărâre pe care una sau două sau trei comisii consideră că nu întrunește condițiile de fond și formă sau de legalitate sau de principiu cu privire la ceea ce se propune pe ordinea de zi. Având în vedere faptul că am împământenit la Corbasca ca ședințele de Consiliu Local să se desfășoare în aceeași zi cu ședințele de comisii, pentru a nu vă chema în două rânduri ca și membri ai comisiilor, timpul de studiu este limitat, având în vedere faptul că convocăm ședința de ordinară sau extraordinară la o anumită oră, înainte de a se intra în plen, comisiile studiază materialele. De asta am cerut în mai multe rânduri mai multă aplicare asupra proiectelor de hotărâri, ținând cont de importanța lor, așa cum ea este prezentată de inițiator, și să nu se treacă pe repede înainte. Dacă doriți, și nu că dacă doriți, legal se spune că comisiile se întrunesc cu cel puțin 3 zile înainte de ședințele ordinare, o să facem așa fel ca, începând cu 1 ianuarie 2022, cu timpul care ne este așa de presant și stresant uneori, funcție de ordinea de zi, funcție de numărul proiectelor de hotărâri care apar, să vă convocăm în ședințe de comisii. Noi vom transmite către președinții celor trei comisii ordinea de zi, materiale supuse spre analiză într-un singur exemplar la fiecare comisie, pentru că să multiplicăm la 15, tăiem copaci din terminăm. Deci un singur exemplar pentru o comisie, vor fi trei exemplare la cele trei, se vor întruni la convocarea președintelui, când stabilește dânsul, să vă aducă aici să studiați material. În așa fel încât, la ședința ordinară, să prezentați puncte de vedere, îmbunătățiri sau avize nefavorabile, dacă considerați că ele nu întrunesc opinia dumneavoastră și justificat de ce nu avizați proiectul. Pentru că neavizarea proiectului ajunge la verificarea juridică, la mine, după care constatăm dacă sunt îndreptățite refuzurile dumneavoastră sau sunt doar pur politice sau de altă natură. Așa că rog președinții celor trei comisii să țină de mine și de domnul primar vis-a-vis de desfășurarea ședințelor comisiilor Consiliului Local, în așa fel încât să nu mai existe discuții că nu ați avut timpul necesar. Și atunci veți veni cu trei zile înainte, veți studia proiectele de hotărâre și în plen, când ne întâlnim, nu avem altceva de făcut decât a ne înscrie la cuvânt pe marginea lor, că ele fiind avizate sau neavizate, să, până atunci este timp să se refacă acolo unde sunt îmbunătățiri, încât să ne desfășurăm activitatea, să nu se mai spune că vorbește doar domnul primar sau dumneavoastră nu vorbiți. Eu personal, de fiecare dată, v-am rugat să aveți în atenție fiecare proiect, că sunt foarte importante, să ne studiați, că de asta ajung pe masa dumneavoastră la comisii și în măsura în care sunt întrebări sau anumite puncte de vedere, să le discutăm înainte de a le aviza. Ca în așa fel încât să putem să le îmbunătățim sau să putem să înțelegem că ce semnați sau ce ați avizat este corect și nu vi se bagă sub nas să semnați de hârtie doar atât să trecem mai departe. Deci de la 1 ianuarie sper să nu mai fi niciun fel de problemă vis-a-vis de asta. După cum ați putut constata, dacă facem o împărțire simplă la numărul de luni și la cifra de ordine a proiectelor de hotărâre, volumul pe fiecare lună este aproximativ 10 proiecte de hotărâre. Lucrul nu e ușor de parcurs, pentru că de volum de luni. Vedeți, noastră, pot să vin cu două proiecte de hotărâre, stăm de vorbă trei ore, le tocăm și pe silabe, dacă e nevoie, da. Având în vedere volumul de lucru și caracterul dinamic al activității administrației, trebuie să-i dăm înainte,
Când Enea Gheorghe sau eu știu cine a văzut pe live și nu e de acord că nu vorbește nimeni, să vină dumneavoastră să ne întrebe, că noi suntem oricând dispuși să îi răspundem la orice întrebare o pune, vis-a-vis de orice. Mai ales că avem experiența tur reclamații care vin în, care vin în cascadă de la Bruxelles, calificate, nu așa, adică, știți, suntem oameni pregătiți în legătură cu răspunsul la reclamații și am stat de, eu știu, la dispoziția organelor de control atâta timp, nu cred că ne e frică de ceva sau avem ceva de ascuns legat de asta. Da. Da, acum am ținut la timpul de astăzi de lucru, zic să nu stricăm două zile tot în ideea de a fi comod pentru toată lumea și a fi eficient în același timp, pentru că nu știu ce o să mă întrebați fiecare pe ceva. Eu am plăcere să discut cu toată lumea. Dacă îl mulțumește pe tanti sau pe nenea, e mai puțin important pentru... Ei ar trebui să vadă cu concretizarea lor, să vede în teren și asta e mai puțin important ce vorbește sau ce vorbește. Mare, dar nu... Am înțeles. Dacă vor să lege, găsesc eu un motiv de care să lege. Adică nici să nu știe frică că dacă îți vorbești, nu o să găsească alt motiv. Îți spune, domnule, dar ai vorbit fără să mai respiri. Sau n-ai folosit virgula când trebuie, cine știe ce. Intonația n-a fost aia care trebuie. Găsesc eu un motiv să te sancționeze, știi? Da. El ai cu virgula. Hai, domnul Geta. Am cineva, vreau, doamna Geta. Apă. Da. Ce mai? Da, nu sunt de acord cu toate acestea de vedere. Îl văd benefic de anchetă la 102 cu reducerea dobânzilor. Sperăm să adunăm. Scăpăm de datorii. Scăpăm de datorii, că asta e. Vă mulțumim din suflet pentru tot ce s-a făcut la Marbela. Să schimbă satul în totalitate. Acum trebuie să intervenim noi cu garduri, cu vinii foarte urâte. Suntem mulți cu mentalitatea acum. Să schimbă la mentalitatea. Și gardurile acum se văd atât de urâte. Să schimbă și gardul. Lumea o să... Pe fiecare o să fac. Să dau mai înăuntru, las un loc pentru flori acolo, lângă șanță, ca să... Majoritatea zăcători de tot din gard în gard, ca să fie lat, să aibă parcări, să nu mai blocheze drumul. Dar nu, cred. Tu zăcători îl faci și pe acolo și mănânc florile. Și faci de astea n-am, ce să le faci? Cam vaccă, dar nu mai sunt câte vaci. Câte vaci, dar tot fac. Trebuia lăsat la Marbela locul prin eu trecut, prin stânăla o travă, da? Apa, ai problema cea mai mare la Marbela. A vorbit domnul. Azi am discutat, mâine ne întâlnim acolo, să vedem și soluții, trimiși băieții să facă caminul ăla, despunem un apometru, două apometre să montăm și îi dăm drumul, cred. Și eu m-am săturat, credeți-mă. Ca și fază determinantă la execuție, există o fază determinantă la care trebuie să vină inspectorul de stat în construcție. Și ei au ales să pună etanșeitatea la rezervorul ăsta. Pentru asta au fost nevoie să fie umplut până la jumătate, lăsat o săptămână cu apă și acum l-au umplut plin, să fie ceva, domnule, nu curge, nu are scăpări, nu are... problemele dumnealor tehnice. Este plin astăzi, poate fi dat drumul și mâine nu mă face la acordul ăla cu... E vorba de vreo două zile. Eu așa sper că până la sfârșitul săptămânii să putem să dăm drumul să meargă, să scăpăm și noi de... Că nici mie nu-mi convine să-l văd acolo să n-aibă utilitate. Adică, cineva m-a acuzat, mi-a spus că o să pun țuică, care o până la acolo. E bun, poate ajută pe cineva. Dacă ți-a dat-o? Poate ajută pe cineva, zic. Dacă bea apă cu țuică, nu mai trebuie. E mai vesel în ziua. Dar în Corbasca nouă, domnul primar, care e problema? Bărbasca nouă trebuie să înlocuim 300 de metri de țeavă, e de trăgat sub comand dimineața, dar o să fac acum. Pentru că toată țeava asta de aici, de la primărie, noi am intervenit, odată a făcut un cămin intermediar, trebuia să oprim și blocul, adică nu opream Corbasca nouă. Și grădinița se oprea. Și grădinița, că e legată nici lângă Șolcan. Da. Toată țeava asta e băgată, e un diametru de 125, care nu există în rețea. Au găsit ei acolo, cred că știți ceapă, că n-aveau ce face, că ea și-au băgat un pământ. Și în afară de faptul că e de 125 piesele de legătură sunt foarte rare, decât la comandă vin, și, e foarte proastă. Adică e exact ca și la Rogoaza, unde până n-a schimbat, n-a scăpat, ca și la Băgei, unde până n-a schimbat, n-a scăpat, la Marbela la fel, țeavă proastă care se sparge, o repar aici și se duce la un metru și mi se sparge mai departe. Și am ales să o schimbăm toată, 300 de metri de acolo, de la pod până la domnul secretar acolo. În ideea că o să scăpăm de probleme. Dacă o să apară și mai sus, vom vedea de acolo încolo.
Poate mâine ne vine țeava, băieții sapă șanțul 2-3 ore și îl băgăm, că nu-i problemă. Știu că mi-am furat-o la Dante Nicolina lui Tiri, de sâmbătă seara. Nu i-a dat voie, dar zic, ți-am dat drumul până... Nu putem să lăsăm, a lăsat-o chiar dacă a fost cu avare, lăsat sâmbătă, zic, na, să spară lumea, mai bagă, bă. Zic, dar acolo e drum și se băltește sub asfalt și facem vreo poți, noi zic, până ăștia să plătim. Da. Ce ar face dacă ar rămâne, cum au rămas mărgări la 3 luni, 4 luni? Ei, uite, gala asta am întrebat și eu, zic, că ăștia n-au mai zis nimic, sărace, la Marvila, că ce să mai... Au trăit speranța că, băi, se face. Da, se face. S-a făcut. Da, și dacă acum să avem probleme, că e separat volumul ăla de apă, nu o să mai zică, domnule, că 150 de tone nu mai poartă cu nimeni. Adică, ales că acum la toamnă nu mai se bea apă la... De. Haideți, după cât îți țin minte vătare. Să te n-ați vinul la hramă. Să te n-ați vinul la hramă. Eu nici nu am vie. Am spus tot. Adică primul hram e la Cuvioasa Paraschiva, nu la noi la vorba, în comun. Nu, nu, la Scărșoară. Nu, mă, primul hram... E Scărșoară. Nu, e la Ploaie. Primul. Nu? La Scărșoara. Are două hramuri. Păi și Marvila are două hramuri, dacă îl cauți. Primul hram e la Pogreț. Pe 25 mai. Așa este, da. Al doilea hram e la Bacioi. Izvorul Tăpăduirii. Izvorul Tăpăduirii. Da. Al treilea la Marvila. Nu, Scărșoara. Are două hramuri, Scărșoara. Da, da. Al doilea nu-l mai pune. Nu-l mai pune pe al doilea. Dar la Marvila era discuția că hramul fiind pe 14 septembrie. Octombrie. Să culeg în perioada aia și unul zice, domnule, o dat Dumnezeu din a ajuns vinul până la hram. Chiar s-a străduit, da, de anul trecut eu, de anul ăsta. O dat Dumnezeu de a avem și noi vin de hram. Ce ne mai dorește? Terminat de obicei până la hram. La Scărișoara sunt probleme, adică lumea discută. Prin magazine care n-au ce face, stau pe la grăjmă, să știe. Zice că s-a apucat de făcut exploatare la școala de la Scărișoara, să taie podii, să taie și alții. Și eu n-am ajuns acolo, să ajungem, să vedem. Da, deci, e un cireș care a fost tăiat. Da, 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 un cireș mare tăiat acolo. Da, o să ajungem. Dar nu se știe cine? Ei, cum să nu se știe? Da, cred că doar în pădure și tot îl găsește până la urmă cine a fost. Da, acea pădurea are Scărișoara la flot, mă, nu-i problemă. Dacă e cireș, înseamnă că s-a orientat. Are de-a fuma niște carne de porc, probabil, și de-a fuma. Are cireș. Mobilă, am făcut mobilă. Dar poate mobilă din ea. Da, nu, e o chestie genală și are... Nu vreau să o cataloghez, e urâtă din punctul meu de vedere și nu se... Nu te caracterizează. În sfârșit. S-a mai găsit panouri? Nu. S-a aflat. Că băgat un panou. Acum, știi, se întâmplă... Atâta timp când nu le-am avut în primire, la care le-au lăsat acolo să aibă, nu au avut nevoie de ele. Și s-a găsit unul care are nevoie și nu-l lua, dar ce să-i fac dacă-i găsc? Cum să lași panouri pe marginea drumului? Dar a rămas unul. A rămas? Unul este acolo. Va să mulțumesc cu acolo. Celălalt, dar știi că la pod la Rogoaza s-au furat toate panourile în condițiile în care lucrarea era cofrată, urma să fie înturnată a doua zi. Le-au luat din cofrat, toate noi nouțe fie. Le-au furat toate într-o noapte. Și știi că a existat precedentul ăsta și tu l-au așa acolo, dar au stat două săptămâni. Mă mir cum a durat atât până le-au găsit cineva să le ia. Da, nu mai fost nici poarta aia pus-o rămas braiște acolo, nu s-o mai închis. Da. Acum crezi că l-a încurcat poarta sau? Bine, da, au fost luate de un tractor. Știm cine a fost în principiu, dar a spus că... A zis poliții să caute, că eu nu știu. Sistemul ăla de supraveghere. Sistemul de supraveghere, asta vreau să spun. Dar cum ne chinuiești cu sistemul ăla, parcă n-avem curent, să vedem. Trebuie să vorbesc cu domnul Budeanu de la ONE, să vedem cum facem, că sistemul ăsta de tras cablul de la o cameră la alta e păgubos și nu cred că poate cineva să facă așa ceva. Să găsim să facă o evaluare la consum pe un... aparat de la care e montat cu camera și acolo să vedem, să poate înțelegem, să ne fixeze un abonament pentru sistemul de supraveghere. Ele se poate fi legate direct în rețea, fără cablu între ele, știi? Da, mă, așa spunea la asta de la... Păi așa spunea la asta de la televiziune, au cablu pe întins? Da, au fibră optică. Dar n-au curent. Au băgat-o deja. Camerele trebuie alimentate de la rețea. E fără curent. Și e un contract. Eu le-am zis, dacă le alimentăm la pilonatul public care e contorizat de noi, știi? Păi deci da, dar ziua nu mai merge. Da, ziua nu merge. Da. Zic, dar n-au un acupulator, poate au... Și noaptea ca dracu e întuneric. Noaptea nu e, noaptea nu e. Văd și noaptea, de-astea performant. Mănâncă moartea.
Da. Niște piatre pe drumul ăla, acolo unde s-a rămat. Unde, mă? Când sar roțele în cap. Aici, la, acolo, la Fofichi. O să punem, că avem aici față. Da. Nu ne prind ea, dacă o piatră. Știm. Așa, mai trebuie la mărit de la acolo. De la Cuscalul Bărtă, ulița aia spre Victor, știți dumneavoastră. Două mașini de nu vine iarna și în spate să bage mașinile. Două mașini de nimic. Dar acolo spune. Acolo, acolo. Știți că este trecerea la Bamana. Îți dare. Da, dar de acolo în partea altă, la Victor în spate, unde știți că intra la cu mașina. Da, au porți acolo. Au porți, da. Sigur, da, da, doamne, acolo intră cu mașina. Da, bun, am înțeles. Au mașină două de pe acolo, întins sunt. Nu-i problemă, este, avem doar. Vine iarna și nu poate. Noi o aripi pe intrare la ulița noastră, la intrare, că și așa nu se mai face nimic. De unde știți că o să faci? Dar când îți mai văd într-o mașină? Păi și de ce l-am dezvoltat? Nu zic, că doar le-am fi cu mașina mereu la asfalt și de dacă... Da, o să-ți fac cu poliețele și am avut treabă la podul turnului... Măcar făceam numai acolo, știți? Înțeles că de azi va termină la Marvila acolo. Păi frate, nu vreau să fac cu poliețele la Sperișoara, că am vorbit cu domnul inginer. Și o să toarne și asfalt, stați liniștit. Păi nu știu dacă mai e vremea, mai... E permite, merge. Mai auzit că e 15 grade. Acolo trebuie jumătate de zi să toarne. Da, nu. Da, destoarne la Gorbasca, capitele astea ce au rămas pe aici și la Sperișoara noastră, la plăcerile pentru la primăvară. Păi spunea cineva, m-ar fi la două, ne vedem noi în toamna asta, zic, da, nu mai aveți răbdare, să fie și, și drumul țărtesc și drumul județean și... Da, scăpăm noi de praf, scăpăm și când am scăpat, ați avut dreptate. Păi, eu știu ce spun, că de asta zic, până nu discut, nu mă promis. Mai dorește cineva? Tot am luat un bar pe seara ce de asta sunt neîncrezători. Acum începe să aibă încredere. Da. E, ușor, ușor. Dar noi s-au pierdut ani de zile și nu suntem vinovați noi acum că unii au ținut doar de ranchiună și de războaie de astea seci. De asta trebuie să vă și am făcut lucrul ăsta permanent. Am mulțumit Consiliul Local pentru că aici a fost unitate și ați demonstrat e al doilea mandat în care nu s-a acceptat nimeni cu nimeni. Corbasca, știți? Da, da. Și lucrul ăsta se vede, adică putem, da, da. Putem crește și... Vrem să construim, nu să dărăm. Dacă stăm să ne certăm și eu am și eu experiență, și domnul secretar, și domnul plenar, și domnul Pușcașu, știm ce înseamnă mandate care... Eu cred că cel care stătea la masă, după cum eu, făcea mai mult rău. Pentru că dacă stârnești lumea, normal că ai face, ce seamănă vânt cu lege, știi, că așa se întâmplă de fiecare dată. Și de asta am zis, venim în fața oamenilor transparent, fără niciun fel de problemă și atunci cred că nimeni nu are de obiectat. De asta nici nu sunt discuții multe, așa că sunt discuții lămuritoare, toată lumea e de acord, da. Dacă apuși de cerți și nu înțelegi nimic, da. Vii degeaba. Mai dorești cineva să spui la cuvânt? Da. Haideți, domnul Ștaș. Eu cred că din cei care au discutat acum nu s-au axat deloc prin părinții care au fost prezentate. Deci cine au rămas și cine au studiat. Știi ce au făcut? Da. Vă dați seama că... primăria, deci cei care execută hotărârile Consiliului Local, s-au gândit și au propus asemenea proiecte care trebuie să meargă treaba cum trebuie în cadrul Consiliului Local, în cadrul primăriei. Așa este. Eu doresc, dacă documentele sunt pregătite, să ne întâlnim la ora 9, ca până la ora 10 să avem timp să studiem aceste proiecte, chiar dacă le semnăm, îi studiem pe rând și la ora 10 să înceapă ședința. Deci trebuie să ne întâlnim cel puțin cu o oră înainte ca să putem cunoaște aceste proiecte și să venim și cu propuneri bine întemeiate, eu știu, bine gândite. Vedeți că și practic la execuția bugetară vedeți că nu prea stăm bine. Sunt o serie de cetățeni care nu și-au achitat debitele care erau, sunt în două tranșe, deci trebuia achitat până la 31 martie. Deci e vorba de trimestrul 3. Da. Și acum, în septembrie, trebuia să-și achite toate debitele.
Eu cred că trebuie impulsionată activitatea încât să ne realizăm programele care le-am stabilit și să meargă treaba așa cum ne-am propus în Consiliul Local. Eu n-am altceva de comentat la proiecte, sunt de acord și dorim succes primăriei să se ducă la îndeplinire. Mulțumim! Dacă nu mai are nimeni nimic de spus, aș avea și-o de spus câteva cuvinte. Sunt de acord cu toate proiectele de hotărâri. Știm cu toții că sunt beneficii comunității noastre. Aș reveni la proiectul 100 cu bursele. Ele sunt pe perioada septembrie-decembrie, nu? 2021. Nu, sunt pe semestrul 1-2021-2022. Așa. Pentru semestrul 2-2020-2021 au fost aprobate în august. Exact. Am înțeles. Am văzut că au fost un număr de bursi de orfani, că avem la școală. Vorba domnului primar, mai puține de studiu și de merit sociale. Sunt destul, că chiar dacă nu beneficiază, dar de ce n-aș lua, dar de ce n-aș face? Că am văzut cazuri și poate că Dumnezeu domn primar și rezolvăm și cu căminul ăsta cât are urât. Trec zi de zi pe acolo și... Mă rog. Îl faceți, e făcut căminul. Da. E urât în spate, acolo să vezi, da, dacă dă Dumnezeu să rezolvă. Totul e urât în spate. Da, da. Și mă gândeam, dacă eu mă duc zi de zi la grădiniță, prin spatele magazii care au fost a primăriei, nu, a dispensarului, faceți acolo la vale, ce mai este acolo? Tot felul de... Ca să ieși la vale încolo, spre dispensar. Nici nu știi ce e acolo. Eu m-aș mai băga câteodată, dar mă gândesc că nu știu cine... Stăpân acolo și te mai înjură de nu te vezi. Chiar serios. Ce mai domnul acolo? Nu-i domeniul public acolo? Păi cum să nu? Că am propus odată să dărâmi bascara de aceea urâtă de acolo, unde crește după aceea. Nu mai folosește dispensarul. Când aveau cal, trătură, șaretă, ce aveau, o folosea, dar acum nu mai. Stă urât, are. Urât, buligoașe multe, toate gunoaiele, că nu văd așa, că mi-arunc acolo. Ai văzut, da. Doamna Cică, ai văzut ce. Deși, da. Cu noi menajeri care nu-s de școli și nici de grădinițe. Noi dăm fotografia care trebuie. Da, exact. Și poate dă Dumnezeu și rezolvăm și acolo. Acum, ăsta, e prioritate și cedurile astea, când am... au ceva că vedeți și ăștia când vin cu gază, îți uită peste tot. Mai am o trântă cu Costel să vedem, să rezolte da. Acolo cu apa, că el normal trebuie să astupi și așa, la tot pământul cea să-l pună. Da, deci beton, așa am stabilit. Așa stabilit, păi, nu? Că mai e o diferență de bani de dat de domnul ăsta de la Bacot, dar până nu rezolvă așa acolo, nu? Și să fim sănătoși, să mergem în continuare și să rezolvăm tot ceea ce v-ați propus și ne-am propus și indiferent ce mai spune lumea, pentru că vreau să revin la o chestie cu taxa aia civilă. Chiar cineva m-a întrebat, păi ce, că dom'le și uitasă-l. Mai decât să-i spui o prostie, mai bine și am cărnețelul ăsta. Stai că eram într-o duminică drum, stai că mă duc acasă să aduc eu, să nu vorbesc prostii. Și am venit și am explicat. Da, așa este. Că nu pune nimeni de aia și noi. Având în vedere că noi știm și să discută aici, să lămurim omul, să-i spunem, dar uite, aici nu ai dreptate, sau uite, dacă vii cu o propunere chiar și nu-ți convine, mă duc și spun dacă chiar cred eu că e necesar. Dar bine, că sunt și mulți care chiar dacă e bine, el tot spune că nu-i bine. Asta e clar. Aia n-ai ce să-l faci. Poți să-l explici în litere? Mulțumesc, suntem de acord. Prețim hotărârii? Prețim la vot? Da, spuneți. Sunteți de acord cu proiectul de hotărâre numărul 95 privind rectificarea bugetului local al comunei Corbasca? Nu mai spun, da. Da, asta e noi, anexă. Proiectul de hotărâre numărul 96. De acord? Prin însușirea de așa. Proiectul de hotărâre numărul 97, tot cu însușirea cu cartea de hotărâre. Proiectul de hotărâre numărul 98, sunteți de acord? Da.
Proiectul de hotărâre numărul 99 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Comisia Liceac din școli. Proiectul de hotărâre numărul 100. Sunteți de acord? Proiect de hotărâre numărul 101 privind aprobarea execuției bugetare. De acord. Ce la cu bursă, da? Proiect de hotărâre numărul 102. Sunteți de acord? Da. Și proiect de hotărâre numărul 103 privind aprobarea acțiunilor de servicii de consultanță și asistență. Da. Mulțumim, vă mulțumim. Și noi vă mulțumim. Și vă mulțumim. Sănătate multă și sănătate.